Stimați telespectatori, am revenit în studio. Ziceam un pic mai devreme că urmează șirul de emisiuni Reflector Analitic, ediție specială. Prezenți în studio sunt Oazu Nantoi, deputat PAS. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnul Adrian Lebedinski, deputat PSRM, bine ați venit la Reflector Analitic. Și Nicolae Macovei, colonel în rezervă, veteran al Ministerului de Interne. Bună ziua și bine ați venit! Bună seara dumneavoastră! Domnul Nantoi, vreau să încep această ediție cu dumneavoastră. Iată, prima jumătate a acestei zile s-a caracterizat, nu știu, printr-o tensiune dintre ministrul de interne, domnul Năstase, și cetățeanul Jizdan, care nu permitea până la urmă intrarea... Nu permiteam accesul în direcția numărul 6 a Inspectoratului Național de Investigație. Vreau să ne vorbiți mai multe despre aceste impedimente care sunt create în ceea ce se numește transmiterea puterii. Asta nu sunt impedimente. Vă rog. Asta e complicitatea la crimă care se numește uzurparea puterii. Asta se numește. Deoarece, în primul rând, este vorba de ministru. Deci restul toți sunt subalterni, ministrul implementează politicile, da? Și ceea ce se întâmplă azi, mai bine zis, cu începere din ziua de 8 iunie, după ce Partidul Socialiștilor cu blocul acum au creat o majoritate în Parlament și au început o reacție absolut irațională din partea grupării Plahotniuc, demonstrează cât de mult a degradat situația în Republica Moldova ca stat. Eu nu vorbesc despre performanțele economice sau nu știu ce. Degradarea noțiunii de stat, când oamenii cu epoleți nu slujesc patriei și poporului, ei slujesc pahanului, pardon de expresie, așa sunt timpurile la care am ajuns. Și sigur că situația este absolut anormală, este inadmisibilă. Și eu sper mult că în societatea noastră este suficientă înțelepciune ca gruparea aceasta să nu folosească inclusiv pe polițiști în calitate de carne de tun pentru atingerea scopurilor criminale. E deranjat faptul că ieri o parte din poliție și-a demonstrat și a exprimat susținerea guvernului Sandu. Asta a fost ceea ce i-a deranjat pe cei de la PD? În opinia mea personală, una din cele mai grave consecințe a guvernării Plahotniuc este atmosfera de frică care este impusă în societate. Eu am fost în campanie electorală prin zona rurală și am văzut niște situații absolut rușinoase, când oamenii se temeau să-mi dea mâna în stradă ca nu cumva cineva să-i vadă. Deoarece omul era angajat ca funcționar public la poștă, la nu știu ce acolo, înțelegeți? La ce nivel de degradare s-a ajuns. Și eu sunt ferm convins că majoritatea, să spunem așa, polițiștilor nu sunt bucuroși, nu sunt fericiți de situația în care ei au nimerit. Ar fi dorit să fie scutiți de implicarea în asemenea activități evident ilegale, dar deocamdată digul încă nu s-a rupt. Ceea ce s-a întâmplat vorbește despre faptul că sunt oameni curajoși care sunt conștienți de importanța actului civic. Da? Dar trebuie de avut răbdare, trebuie de activat, trebuie de comunicat pentru ca avalanșa să... Credeți că PD va opune rezistență în continuare? Știți care este situația? Haideți să utilizăm terminologie corectă. Vă rog. Partidul Democrat, când te uiți în statut, ăsta e partid cu valori social-democrate, în realitate eu utilizez termenul gruparea Plahotniuc. Și deci, când te uiți la fețele celor care stau cu mantii în curtea constituțională, deci te apucă groază. Nu știu în ce măsură în limba română este termenul zombie, da? Dar acești oameni n-au demnitate umană, n-au demnitate civică, n-au etică profesională, ei sunt sugrumați ca oameni și ei lucrează ca o imprimantă care reproduce comenzile primite de la stăpân. Asta nu mă confirmă că e vorba de degradarea dramatică a situației și că noi avem nevoie de un proces foarte dificil, foarte îndelungat, de reclădire a normalității ca stat. Da.
Domnule Bedinschi, cred că sunteți la curent că Curtea Constituțională a publicat astăzi decizia motivată în cazul hotărârii de invalidare a doamnei Greceanu în funcția de speaker. Iată, această epopee legată de Curtea Constituțională pe care o pomenea și domnul Nantoi continuă. Cum ar trebui să privim aceste decizii? Pentru că tot mai mulți experți în drept constituțional și-au exprimat viziunea și au zis că aceste acte până la urmă sunt nule. Eu o să încerc să continui mai întâi ceea ce a spus domnul Nantoi cu referire la angajații Ministerului Afacerilor Interne, care au dat un exemplu demn pentru ceilalți colegi. Eu vreau să recunosc că în anul 2009 am fost unul din fondatorii Sindicatului Angajaților Poliției, respectiv eu până în prezent țin legătură foarte strânsă cu mulți colegi, am primit mesaje pe diferite căi. Majoritatea angajaților din Ministerul Afacerilor Interne sunt gata să treacă de partea ministrului domnului Andrei Năstase. Unicul moment îi deranjează și cei ce au reușit astăzi conducerea Inspectoratului General de Poliție să mai inducă această frică. Ei se tem de urmările care vor fi și astăzi domnul Năstase a adus acele garanții pentru angajații Ministerului Afacerilor Interne care nu se vor subordona cerințelor domnului Jizdan și domnului Alexandru Pânzari, că toți acești angajați nu vor avea depătemiți, vor fi restabiliți toți în funcție, respectiv nu au de ce se teme și eu sunt ferm convins că când o să fie ceasul X, anume angajații Ministerului Afacerilor Interne, vor fi acele persoane care vor merge și vor reține persoanele care la moment comit infracțiunile și uzurpează puterea în stat. Deci aici a rămas un singur moment, deoarece însăși, bine, angajatul poliției nu poate să o facă aceasta până când nu apare procurorul care va emite ordonanța de pornire a urmăririi penale și respectiv nu va emite și o ordonanță de reținere a persoanelor respective. Din acest moment, toți angajații poliției vor reacționa. Așteptăm acel procuror care are tărie de caracter și are, bine, acel spirit de profesionalism care merită să-și facă mai departe activitatea și să apere interesele țării. Ceea ce e legat de curte, de fapt, ei mereu mă stăruiam să nu comentez hotărârile Curții Constituționale pentru că sunt profesez dreptul, bine, am avut tangențe directe pe parcurs la mai mult de 10 ani, cât am 20 de ani de când sunt în sistemul de drept, respectiv nu-mi permiteam niciodată să comentez. În cazul dat, nu vreau să comentez hotărârile curții, vreau să spun doar una, că curtea noastră, Curtea Constituțională, nu mai există și de iure și de facto, pentru că în situația când ei își permit să încalce flagrant Constituția, au mai avut ei și până atunci careva, știți, momente în care puteai să tragi, dar în situația dată când ei participă la comiterea unei infracțiuni, respectiv procurorul de care am vorbit urmează să aplice aceleși măsuri și față de aceste persoane care stau în mantii, în scaunele de judecători. Nu, altă soluție nu există, cu părere de rău, și eu cred că, bine, nu azi, mâine, nu mâine, într-o săptămână, dar o să apară acei procurori care vor merge și poliția îi va susține în aceste acțiuni. Da. Domnule Macovei, vreau să aflu poziția dumneavoastră și poate a colegilor veterani din cadrul Ministerului de Interne legate de evenimentul din această dimineață, aceste îmbrânceli dintre ministrul Năstase și un grup de protestatari. Deci părerea noastră... De ce se creează această stare? Această stare e clar lucru că este creată din punct de vedere a opoziției la ziua de astăzi, deoarece au luat asupra sa responsabilitatea ca să încalce legislația, să uzurpeze puterea, dar până la urmă ceea ce se referă la cazul legat dintre colaboratori și reprezentanții puterii de stat, care au fost prezenți la organul de stat, sunt incorrecte, sunt încălcate legislația, deci în primul rând aprecierea
la ziua de astăzi, având în vedere că nu se supune un organ la altul sau suprameție legii nu se respecte, e clar lucru că este dificil de apreciat situația juridică între acei 2, 3, 4 colaboratori. Eu consider că aici, la ziua de astăzi, este necesar ca să implice toate organele de forță, inclusiv externi, să dea apreciere situației, organele politice, inclusiv, și inclusiv eu personal consider că trebuie să mergem pe cale pașnică. Noi ne adresăm și îndemnăm veteranii, cei care zi de zi ne întreabă cum procedăm, ce facem, care este acțiunile noastre, la ce îndemnăm noi, fiecare care există în organizațiile obștești. Deci noi îndemnăm ca să fie lucru totul pașnic, considerăm ca să fie un timp oarecare, fie o zi, două, o lună, care organele neoficiale opun rezistență organelor oficiale de stat și de aceea trebuie să avem calamitate ca să rezolvăm, să rezolvăm problema pe cale pașnică. Domnule Macovei, dar dumneavoastră vi se pare întâmplătoare această acțiune din prima jumătate a zilei, în condițiile în care, iată, biroul șefului direcției numărul 6 a fost percheziționat după ce pe parcursul zilei de ieri a făcut anumite declarații împreună cu unii colegi? E clar lucru că acești colaboratori care au dat dovadă de cinste, respect și demnitate față și onoare față de Constituția Republicii Moldova, față de organele oficiale care sunt alese, este numit guvern, dorim noi, nu dorim, acei care nu au dorit, au trebuit să treacă în opoziție, au trebuit să lupte pașnic pentru aceste lucruri, dar atunci când se blochează instituțiile de stat, atunci când nu se permite să-și îndeplinească colaboratorul de poliție, procuratură, serviciu de informații și securitate, obligațiunile sale de serviciu, asta nu se admite, asta este inadmisibil. Și trebuie să înțelegem că oricum va deveni, având în vedere că toate organizațiile internaționale, toate statele, majoritatea care au dat apreciere că legislativul nostru este ales legal, conform procedurii respective a legii Republicii Moldova, atunci trebuie să-și dea seama că vor urma consecințele. Domnule Macovei, din discuțiile pe care le aveți atât cu colegii dumneavoastră, putem ajunge la concluzia că acolo persistă, nu știu, constrângerea, frica, teroarea? Această constrângere și frică și teroare există, știți, eu sunt din momentul când s-a petrecut și 2009, 7 aprilie. Deci din momentul ăsta, deci în Republica Moldova este o situație creată care trăim cu frică. Dorim noi asta ori nu dorim. Și e clar lucru că atunci când nu se primesc decizii corecte din punct de vedere a politicienilor, din punct de vedere a organelor de stat, asta este și pot aduce la niște consecințe care pot fi confruntări între societate sau între partide politice sau între organizațiile din Republica Moldova. Și aici e clar lucru că eu nu s-a adept la lucrul este. Eu personal am fost responsabil și la 7 aprilie. Eu cunosc situația respectivă, cum s-a evaluat situațiile, dar la ziua de astăzi vreau să spun că de, chiar și din 2009 până la ziua de astăzi, la ce și ce am ajuns, nu s-au dat aprecieri a situației create din 7 aprilie 2009 de către specialiști în domeniu, de către o comisie respectivă, că noi știm că domnul Nagacevski a fost președinte și a refuzat să fie mai departe și nu s-au dus lucrurile până la capăt, care cu probe noi am prezentat toate lucrările și până la urmă au pătimit cetățenii și colaboratorii de poliție. Toate organele oficiale, deci au fost iertate. Da. Domnule Nantoi, vreau să discutăm un pic despre ceea ce se întâmplă, iată, în Parlament cu crearea acestei comisii pentru investigarea fraudului miliardului sau furtul secolului, așa cum mai este numit. Astăzi, domnul Slusar spunea că o parte bună din documente au dispărut. Asta face parte din strategia PD-ului de a stupa urmele? În primul rând, eu aș fi vrut să revin la ceea ce a spus domnul Lebedinski, spuneți, că nu doriți să comentați hotărârile. Pentru că este dar un organ ilegal. Este un moment. Constituția doar este scris nu pentru membrii Curții Constituționale. Constituția este un acord social între noi, cetățenii acestei țări. Da? Adevărat. Și fiecare cetățean
pur și simplu este obligat să cunoască bazele, deci nu chiar toate bucheile, da, dar elementele fundamentale ale, da, drepturile sale fixate în Constituție. Și eu țin minte o situație când, pare mi se că a fost 20 sau 22 aprilie 2013, când Curtea noastră Constituțională a emis o decizie legată cam tei de curmei, cum spune moldovanul, în ceea ce privește când există suspiciuni rezonabile de corupție, apoi cineva nu poate ocupa o funcție de, da, stat. Și fără ca să intri în detaliile și, deci, acele, să spunem așa, interconexiuni între diferite argumente și nu știu ce, deci s-a creat impresia că acea decizie a fost adoptată de Curtea Constituțională la comanda domnului Plahotniuc pentru ca să nu admită domnul Filat să candideze la funcția de prim-ministru. Impresie. Așa a fost. Așa a fost. Și iată, eu pur și simplu mi-am adus aminte de acest caz, că, da, acea dată, formal, poate fi considerat data începutului degradării, care astăzi a răbufnit prin asemenea situație aberantă, când Curtea Constituțională anulează niște hotărâri pe care nimeni nu le-a ținut în mână, da? Și așa mai departe, și așa mai departe. Și-au adus aminte că la 9 martie au validat rezultatele alegerilor, pe urmă au anulat rezultatele alegerilor. Deci, și aici eu vreau să atrag atenție la următorul moment. Alegerile din 30 noiembrie 2014, cu 3 zile înainte de alegeri, din cursa electorală a fost aruncat un concurent electoral. Da. Da? Nu contează cum se numea concurentul cel electoral, dar s-a creat un precedent. Cineva s-a gândit, păi, mi-a mers, se poate. Și timp de ani grei, deci se mergea pe linia că se poate, se poate, se poate. Se acumulează. Și iată, noi am ajuns la o asemenea situație când avem un parlament, da? În toate țările, lumea se bucură când formațiunile politice în parlament atingă un compromis și pornesc la treabă, da? Iar la noi cineva este foarte deranjat din simplu motiv că scapă puterea din mâini. Deja ne mai vorbim de eventualele consecințe sub aspectul responsabilității. Prin urmare, ceea ce vedem noi este o fază, sper finală, a procesului de degradare care a început de mult. Cineva ține minte de ziua de 7 aprilie și eu regret mult. Eu am fost dimineața în ziua de 7 aprilie și am văzut tineretul absolut neagresiv care a venit la acțiuni de protest. Țin minte unul, menioază, eu sunt aici, eu țin minte cum m-am mic să l-a dus de la maternitate, da? Și cineva a avut grijă că acest proces să fie deviat, s-au apărut niște segmente de băieți cu pregătire fizică respectivă și Moldova a rămas și fără declarații de independență și, da, și da, da. Prin urmare, eu sper că măcar evenimentele acestea șocante, da, o să contribuie la ceea că societatea noastră se va trezi. Nu contează cine, pentru cine ai votat. Trebuie să ne dăm seama că casa noastră arde. Da, în legătură de actele care dispar? Da, actele care dispar. Nu e posibil. Păi stați. Dacă acea crimă care noi o numim furtul miliardului, da? Pe lângă faptul că cineva mi-a explicat mie că a fost realizat în 5 etape, cu începere din 2000, nu știu cum, acolo, deci asta a durat... Asta a fost în câteva zile făcut. Nu. Realizată, da, dar pregătirea... A fost câteva luni înainte, deci asta a schimbat legislația în Parlament. Deci apare întrebarea. Au trecut 5 ani, 4 ani jumate de zile. Da. Cu ce se ocupă structurile de stat care au mandatul de a investiga crime? La 28 ianuarie 2016, domnul Paul Filip a declarat că a apărut un panou electronic unde urma să fie demonstrat online întoarcerea banilor în țară. Să ne asigure cum se procedează. Da, unde-s banii întorși? Ne-au pus în cărcă nouă, da? Și structurile de stat n-au investigat. Și dacă cu adevărat ceea ce a spus... Domnule Nantoi, nu vă supărați, vă rog să țineți minte ceea ce doreați să remarcați un pic mai devreme. În legătură telefonică directă cu noi este Nicolae Usmochescu, doctor în drept, profesor universitar, pe care îl salut. Bună ziua, domnule Usmochescu!
Astăzi, în studioul Reflector Analitic, ediție specială, discutăm despre ceea ce se întâmplă în aceste zile la Chișinău și vroiam să aflăm și poziția dumneavoastră legată de deciziile Curții Constituționale care au tot curs în ultimele zile. Cum le catalogați dumneavoastră? Alo! Alo! Da, vă auzim! Vă rog! Eu n-aud nimic! Ziceam că astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, ediție specială, discutăm despre deciziile Curții Constituționale care au tot curs în ultimele zile și vreau să aflu poziția dumneavoastră. Cum catalogați comportamentul? Eu nu înțeleg nimic ce vorbiți. Bine, o să rugăm regia ca să ne facă legătura telefonică un pic mai târziu. Revenim la domnia sa. Domnule Nantoi, cer scuze, vreau să continuați gândul dumneavoastră. Și dacă se confirmă ceea ce a spus domnul Slusar, și anume că din Parlament au dispărut materialele ce țin de investigațiile anterioare, este absolut logic. În sensul acela că deja nu există niciun fel de limite pentru cei care vor să fugă de responsabilitate pentru crimele comise. Da. Domnule Bedinski, iată, tot legat de crimele care sunt comise, de dispariția actelor, de această investigație, vreau să vă întreb. Parlamentul s-ar părea că a intrat în funcțiunea sa firească. La capitolul funcțiune a Cabinetului de Ministri există anumite impedimente. Ce se întreprinde sau cum se negociază? Care este strategia de lucru? Ca în diferite discuții asistăm la tot felul de ipoteze, la tot felul de scenarii, nu știu, care ar putea ca să clarifice starea de lucruri. Care e poziția? Cred că inițial, bine, această săptămână eu cred că integral toți acordă o mare atenție relațiilor cu partenerii noștri externi pentru a primi acest mesaj de susținere și de recunoaștere a conducerii Parlamentului și respectiv a conducerii Guvernului condus de doamna Sandu. Din acest moment, dar noi trebuie să recunoaștem că și Partidul Democrat face anumite eforturi pentru a obține și ei unele poziții și cu părere de rău, nu toate statele, inclusiv vecinii noștri, s-au expus o poziție tranșantă în susținerea guvernului Maia Sandu. Astăzi a fost ales delegația Parlamentului Republicii Moldova la APCE, pe data 24 iunie va avea loc ședința APCE. Eu sunt ferm convins că una dintre întrebările în ordine de zi va fi și situația politică în Republica Moldova. Până la acea dată, probabil că vom avea și concluzia Comisiei de la Veneția, ceea ce va pune încă o dată bine, va da un răspuns asupra corectitudinii sau incorectitudinii activității curții noastre constituționale și până când nu avem o poziție tranșantă fermă a partenerilor externi, cu părere de rău, Partidul Democrat simte prea bine și își permite să facă prea mult. Noi nu vrem vărsări de sânge, pentru că imediat cum ridicăm lumea la protest, asta și o așteaptă Partidul Democrat să fie distruși. Da, să fie distruși lumea, să bage mai mare frică. Ei nu se tem de sânge, ei nu se tem de vărsare de sânge, ei și-l doresc. Noi nu vrem vărsare de sânge. Noi, chiar și acele persoane vârstă înaintată sau acei copii care stau în fața Ministerului de Interne, Guvernului, ei poate să nu aibă nicio frică, nimic. Noi nu avem de gând să venim cu forța să intrăm în aceste clădiri. Este bine ca ei să înțeleagă și conducătorii acestor structuri trebuie să înțeleagă prea bine că odată ce vor permite intrarea pașnică a noii conduceri în sedii și vor putea procede la activitate, atunci acțiunile lor, bine, nu vor avea acel prejudiciu major asupra activității și respectiv faptele lor vor fi calificate altfel. Cu cât mai mult timp ei întind admiterea intrării în funcție a guvernului, cu atât mai tare își agravează situația lor. Da, domnule Bedinski, emisia direct comportă și anumite riscuri. Eu zic să revenim la legătura telefonică cu domnul Osmochescu, pe care încerc să-l salut încă o dată și să aflu de la domnia sa poziția în legătură cu ceea ce se întâmplă la Chișinău. Bună ziua, domnule Osmochescu! Bună ziua!
Ziceam ceva mai devreme că în cadrul ediției de astăzi Reflector Analitic discutăm despre deciziile Curții Constituționale legate de evenimentele politice de la Chișinău. Dumneavoastră, în calitate de expert, cum catalogați comportamentul Curții? Eu nu pot cataloga comportamentul Curții. Eu pot spune numai despre deciziile care sunt luate în ultimul timp. Vă rugăm! Că ele sunt luate în regim de urgență și, în opinia mea, fără a fi respectate strict, în primul rând, normele procesuale stabilite de legea Curții Constituționale și de codul jurisdicției constituționale. Până când acest aspect procesual, eu, probabil ca majoritatea absolută a cetățenilor, n-am văzut deciziile publicate încă în monitorul oficial, așa cum trebuie să fie ele publicate când sunt luate de Curtea Constituțională și pentru ca să intre în vigoare. Domnule Osmochescu, spuneți-mi, vă rog, iată, ca să înțeleagă și toți telespectatorii care ne vizionează la această oră, în alta curte a dat-o în bară. Respectiv, ce ar trebui să se întâmple acum? Că, pentru că foarte multă lume își spune speranța în Comisia de la Veneția, în recomandarea pe care o să ne-o dea. Poate influența această recomandare în alta curte? Am înțeles. Eu vreau să fac o mică precizare. Spuneți. Atunci când prima decizie a curții de sâmbătă trecută, de data de 7, când, prin care s-a stabilit că termenul expiră pe data de 7 sau 8 iunie, pentru a investi un guvern și a începe lucrările Parlamentului, eu în fond și nouă dată am repetat și am afirmat că termenul nu este corect calculat de către Curtea Constituțională. Articolul 85 din Constituție stipulează expres că președintele poate dizolva Parlamentul în două cazuri. Primul temei, dacă Parlamentul nu a investit noul guvern în 3 luni, și a doilea temei, dacă este blocat procesul legislativ al Parlamentului tot în perioada de 3 luni. Dar în articolul 85 și toți scapă din atenție acest lucru foarte important. Există sintagma poate dizolva Parlamentul după consultarea fracțiunilor parlamentare. Da. Domnule Osmochescu. Ori fracțiunile parlamentare se formează nu la data validării mandatelor deputaților care a avut loc pe 9 martie, dar la data întrunirii și inaugurării oficiale a noului parlament, care a avut loc pe data de 21 martie. Da, domnule Osmochescu, ultima întrebare în cadrul acestui apel telefonic. Vreau să vă întreb, poziția dumneavoastră în calitate de cetățean și iată în calitate de expert în drept constituțional, guvernul Sandu este legitim, legal? Da. Vă mulțumesc. Guvernul Sandu este absolut legal, dat fiind faptul pentru el a votat în Parlament două fracțiuni. Nivelul de credibilitate poate fi criticat, când au participat ceilalte două fracțiuni. Dar asta este problema fracțiunii Partidului Democrat și a Partidului Șor. Vă mulțumesc frumos pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Vă aștept și în studioul Reflector Analitic. Domnule Măcovei, haideți să medităm poate un pic asupra ceea ce poziții experților în drept constituțional și nu este poziția unui simplu cetățean care ar putea ca să invoce nu știu ce argumente. De ce totuși PD-ul încearcă să aducă pseudo-argumente într-o denigrare a guvernului Sandu și de ce se creează impresia că
Partidul Democrat ține, de fapt, tot din adinsul la putere și tot în acest context, vedeți, există un șir logic de întrebări. Guvernul Sandu și-a propus o serie de remaniere, o serie de reforme. Vreau să vă întreb, pe cât credeți că sunt posibile, pentru că instituțiile controlate de PD încă mai rămân? Unele instituții, ca să nu generalizez. Vă rog. Știți, fiecare cetățean în societate trebuie să aibă responsabilitate civică și are dreptul, în primul rând, la expunerea și opinia sa personală. În cazul dat, eu îmi exprim opinia mea personală și discutăm că nu avem dreptul să dăm aprecieri, că acel organ e mai înalt ca unul sau altul, dar totuși ca cetățeni trebuie să ne expunem părerea. De ce eu am o părere că totuși Curtea Constituțională trebuie să bazeze întotdeauna pe ceva, că el trebuie să primească un demers sau ceva și asta reglementează, cum a spus și domnul Smochescu, procesul. Nu a fost respectat în primul rând procesul. Parlamentul ar trebui să adreseze respectiv, dați apreciere. Da, s-a adresat, dar nu cu chestiile de mășumulmezări, de ce s-a făcut după data de 7. Asta e un aspect. Al doilea, eu consider că atunci când s-au expus două partide politice, PSRM și acum, că ei au format majoritatea parlamentară și s-a și numit reprezentantul guvernului, deci aici este totul legal. E altceva, că având în vedere că opoziția, la momentul actual, Partidul Democrat, până la momentul actual și în timp de guvernare au făcut atâtea mașmolizări că noi, acei care monitorizăm situația în public, mai cunoaștem ceva. Cetățenii nu le cunosc. Haideți să luăm inclusiv cum au devenit AE1, AE2 la putere, tot prin 7 aprilie. Haideți să luăm problema atunci când a fost să discutăm despre 7 aprilie normal în societate. Tot s-au eschivat, tot, până la urmă nu s-au dat apreciere și așa mai departe. În public eu am în vedere. Ceea ce au fost dosare penale, că unul a făcut mai mult ca altul sau altceva, asta au fost. Doi, câte ori au fost presați businessmanii, organele de drept, persoanele care au fost responsabile, inclusiv anularea alegerilor locale din municipiul Chișinău. Și celelalte lucruri care noi le cunoaștem, ele sunt evidente. De aceea reiese că cum noi putem să avem încredere, societatea civilă, cetățenii de rând, atunci când vedem atâtea încălcări grave, și inclusiv la ultimul moment când trebuie să te duci normal în opoziție, atunci noi impunem organele de stat ca să-și supui unului uzurpator de putere care consideră că el e tata Republicii Moldova. Totodată vreau să vă spun că de ce la ziua de astăzi, chiar fiind încălcate toate procedurile actuale a guvernului Filip, trebuie să plece normal și cele că în presă se prezinte pe logotipul partidului politic PDM, asta nu este corect. Asta ideologic nu este corect, juridic nu este corect. Da. Și cetățenii îl înțeleg inclusiv că asta este uzurpare de putere, că alte partii nu au dreptul unde să mai vorbească public. Da. Domnule Nantoi, deputații au declarat și de fapt au semnat această declarație potrivit căreia Republica Moldova e un stat capturat. Pornind de la acest lucru, vreau să vorbim un pic despre data alegerilor pe care au stabilit-o cei din ex-guvernul Filip și despre modul în care pot fi scoase de sub control aceste instituții ale statului, pentru că vorbeam un pic mai devreme, mulți dintre noi ne dăm seama că lucru cel anevoios abia începe. Haideți să vorbim despre stat capturat, după aceea alegeri, data alegeri. Bine că v-ați adus aminte de acea declarație care a fost adoptată de noi, prin care noi am calificat situația în Moldova drept stat capturat. Și am exprimat vot din încredere structurilor statului capturat, pe primul loc era Curtea Constituțională. Și este foarte important ca înainte de a aprecia ce se întâmplă în Moldova, să pornim de la o diagnoză, să spunem așa. Astăzi, unii colegi din Parlament au utilizat termenul de puci. Păi stați, fraților, Constituția Republicii Moldova, așa cum este ea, este scrisă pentru un stat funcțional, unde fiecare instituție activează în conformitate cu legea, nu cu indicațiile din partea unui partid sau unui șefuleț.
dar în conformitate cu Constituția și legea. Or, la noi lucrul ăsta s-a deteriorat ani în urmă. Și de ce noi nu putem să venim cu niște abordări canonice? Dat fiind faptul că situația nu este canonică. Da. Și în situația aceasta, vă rog frumos, nici nu vorbim despre data de 6 septembrie, alegeri, nu știu. Asta, eu discutând despre această dată, neg legitimitatea noastră în calitate de deputați a Parlamentului și a Guvernului și împingem țara într-un haos fără precedent. Deoarece în multe instituții, eu știu că le s-a spus directorilor că finanțarea până în septembrie. Da? Și este evident că oamenii care astăzi noi îi numim uzurpatori, ei au pierdut simțul realității. Ei niciodată n-au fost oameni de stat. Ei n-au gândit ca oameni de stat. Ei au transformat Republica Moldova în ceva de tipul offshore personal și deci fiind preocupați de monopolizarea, de astoarcerea banilor din tot ce mișcă aici, aveau nevoie de monopol asupra puterii. 24 februarie, alegerile au creat această situație când ei au ieșuat în ideea de a reconstitui acest monopol. Să ne aducem aminte de situațiile absolut rușinoase din Parlamentul precedent, când deputații se vindeau și erau cumpărați la pachet. Asta ce? E stat de drept, democratic, funcțional? Deci, prin urmare, noi ne aflăm într-o situație, cuvântul criză este foarte așa diplomatic, cuvântul puci, da? Puterea este uzurpată. Alta este că noi, după cum a spus colegul Lebedinski, noi categoric suntem pentru implicarea, să spunem așa, maselor în acest conflict, mai ales că, deci astăzi internetul îți permite să-i vezi pe nenorociții cei care contra sumei de 500 de lei se prăjesc acolo la soare, neconștientizând în ce sunt implicați. Da? Deci ei sunt folosiți ca eventuală carne de tun de cei care au furat zeci de milioane în euro și în dolari. Da? Se vând contra sumei de 200-500 de lei acolo. Da? Prin urmare, atunci când vorbim despre situația de azi, este vorba de cea mai gravă crimă posibilă, uzurparea puterii, de puci, unde sunt spre regret implicate oamenii cu epoleți. Slavă Domnului că armata noastră a făcut o declarație cam confuză, dar nu se implică. Da? Da. Nu vedem taburi pe străzi și măcar cu asta sper că n-au benzină. Da. Da. Cu finanțarea noastră armate naționale. Este absolut inadmisibil ca dacă cei ce scrie pe internet angajații Serviciului Informații și Securitate sunt implicați în aceste activități. Păi, fraților, unde este demnitatea voastră de ofițer? Da. Da. Așa că situația este extrem de gravă, să nu vorbim despre legere anticipate, să vorbim cum, pas cu pas, să ieșim din această criză pentru ca, într-un termen rațional, să vedem un stat funcțional. Da, eu vreau domnule Bedinski, stat spus, capturat și în contextul. Da, vreau să spun sub aspect, bine, poate e bine, poate nu, dar eu trebuie să o spun. Ieri, după ședință, după ce a fost finisată ședința Parlamentului, în fața Parlamentului era parcat un mijloc de transport unde se aflau în acest mijloc de transport, se aflau înhins și fotografia toți deputații din partea Partidului Socialiștilor. Și astăzi dimineața acest automobil eu l-am văzut în fața, aproape de intrare la Departamentul de Carabinieri. Deci trebuie să constatăm că noi suntem monitorizați de către aceste structuri și mai departe toate acțiunile care le comit ei sunt evident pentru a-și apăra cumva interesele. Eu înțeleg foarte bine ca fost angajat a Ministerului Afacerilor Interne că bine, pe ei nu-i aranjează că candidat, bine că ministrul este un fost procuror, este domnul Năstase, dar domnilor ofițeri, trebuie să vedem care este situația. Domnul ministru nu vine pentru ca să taie capetele efectivului de trupă. Da. Doar acele persoane care au fost implicate în unele crime contra statului, acele urmează să aibă frică. În rest, toți ofițerii care și-au făcut misiunea urmează mai departe să-și o facă.
nu ca să aici să fac o adresare față de colegii mei, nu sunt atâția specialiști ca să vină de acum din afară și să vă schimbe în funcțiile noastre. Noastră toți vă faceți meseria noastră. Da, cineva va fi nevoit să plece. Uitați-vă, cei care se simt cu muscă pe căciulă, poate mai bine e să, acum, la moment, să depuneți cerere, să vă concediați. În rest, ceilalți care v-ați făcut meserie, lucrați oameni buni mai departe. Apărați-vă drepturile voastre, pentru că pentru aceasta și v-ați consolidat într-un sindicat și arătați prin exemplul dumneavoastră întregului popor că nu puteți fi influențați din afară. Dumneavoastră vă faceți meserie, dumneavoastră aveți familie de care îi întrețineți și vă înțeleg din considerentul acesta că aveți careva griji, nu poate nimeni să vă influențeze pe noastră, nu poate să vă facă nimic. Ceea ce s-a întâmplat astăzi la direcția 6, de fapt ați văzut care a fost reacția Parlamentului, au primit susținere deplină din partea Parlamentului și eu cred că acești băieți vor fi recunoscuți ca eroi naționali, că, pentru că v-au dat exemplu și necătând la faptul că ei au fost suspendați din funcție, imediat se rezolvă întrebarea și ei vor fi repuși în aceste funcții. Domnule Bedeschi, absolut nicio problemă nu există. Poziția domnului Nantoi este foarte clară legată, iată, de data alegerilor anunțate, nu știu, de PD. Astăzi domnul Candu spunea că deja poate să se înscrie în listă partidele, nu știu, și se adresa către CEC. Bine. Vreau să vorbim despre comportamentul CEC a instituțiilor statului care sunt obligate ca să subordoneze și susțină politica oficială. Cui să se subordoneze? Nu. Eu să încerc să explic. În primul rând, decretul ilegal a domnului Filip, el a fost anulat de către drumul președinte Igor Dodon. Deci noi nici nu putem vorbi de careva alegeri anticipate. Parlamentul este în deplină funcționalitate, guvernul are împuterniciri depline și este legitim. De aceea o huntă de infractori încearcă să revină să în tulbure, pe ușa din spate. Să tulbure. Ei înțeleg că nu va avea loc niciun fel de lege. Aceste alegeri care le organizează ei singuri pentru dânși nu vor fi recunoscute de absolut de nicio organizație internațională. Ei încearcă într-un oricare fel să tulbure apele și cetățenii să îi ducă în eroare ca să fie această instabilitate. Dar noi mergem în teritoriu și mergem și discutăm, pentru că e clar, acest trust, mega trust mediatic de care dețin ei, au o acoperire națională, mai mult ca atât și Moldova 1 este implicat în postul public de televiziune. Da, este implicat în această difuzare și zombare a cetățenilor. De ce? Mulți cetățeni nu cunosc. Noi, împreună cu colegii, chiar pe această cale vreau să mulțumesc Partidul Democrat că au reușit să unească un partid de stângă și unul de dreapta. Aceasta, eu nu știu cine mai putea să o mai facă. Da. Dar împreună cu colegii, sâmbătă, duminică, noi mergem în teritoriu. Mâine, poi mâine, probabil că o să mai ai bloc ședințele Parlamentului, mai avem unele hotărâri de adoptat. Și mergem în teritoriu să discutăm cu fiecare om în parte, să explicăm care este situația și, evident, să-i preîntâmpinăm, să pregătim acele grupe de persoane în caz de necesitate, când va fi momentul X, atunci să vină masiv. Bine, toți 2 milioane de oameni care au mai rămas în teritoriul Republicii Moldova sunt încoace în Chișinău. Și atunci eu o să văd care o să fie reacția PD-ului. Domnule Macovei, spunea și domnul Lebedeschi, deputații PSRM sunt monitorizați de pe parcursul zilei de vineri, sâmbătă, dacă nu mă înșeală memoria, s-a tot scris despre faptul că se lucrează și la anumite dosare, atât pentru deputați cât și pentru cei care susțin guvernul Sandu. Și lucrul ăsta, iată, ne duce cu gândul să credem că asemenea practici erau obișnuite în Ministerul de Interne. Cu părere de rău, noi astăzi în Republica Moldova, având în vedere regimul trecut, vă numim noi toți am fost monitorizați. Inclusiv și eu, având acțiuni chiar și pe linie de serviciu și pe linie că sunt licențiat în detectiv, sunt membru a organizației obștiește, a Ministerului de Interne. Noi toți am fost monitorizați și acolo când noi am vrut să facem ceva bine, nouă ni s-a spus că asta nu se poate. De ce? De ce?
de pentru aceia că nu le convenea respectiv conducătorilor sau nu le convenea partidului politic. Știți care este problema începând la Curtea Constituțională? Spuneți. Că noi ne exprimăm, adică noi cetățenii ne exprimăm așa cum dorim sau dezacordul și nouă ne se spune că nu e drept, că așa e drept cum vă spunem noi. Asta e una și e foarte obișnuitor că Curtea Constituțională își expune părerea politică, nu juridică, nu e în considerație supremeția legii. Asta este problema la noi la ziua de astăzi. Și nu unii se încearcă și până la ziua de astăzi să ne spui că nu ai dreptul asta, nu mânca asta, trăiești așa cum îți spunem noi, că depinde de noi. Noi nu, cetățenii nu depind de nimeni. Cetățeanul trebuie să-și expui părerea oricând. Eu ceea ce e legat de statul capturat. Spune. Eu aș vrea să vă spun că e clar lucru că statul a să fie capturat atunci când organele de drept, procuratură, SIS, poliție, CNA, nu iau în considerație solicitările cetățenilor chiar și din rețelele de socializare. De ce atunci când se vorbește și se fac filmuri, deja de 2-3 ani de zile, atunci când arată, indiferent de ce, din care parte, organul de drept nu au luat și nu s-au sesizat nici cu un demers respectiv. La ziua de astăzi, având în vedere că este situația uzurpată și așa mai departe, de ce procuratura tot spune că deputații vor să fie arestați care au făcut coaliții? Dar acei care au făcut uzurparea, de ce nu trebuie să fie arestați? Arestați-i pe toți, dați-i să-i ducem în Parlament și să vedem care este. Și eu totuși consider că aici la noi nu se va termina pur și simplu așa. Este necesar ca, totuși, până la urmele, ceea ce e legat de organizația internațională, totul să fie blocat, din punct de vedere la toate relațiile, ceea ce e legat de partidul de opoziție care a făcut uzurparea în stat, la punct de vedere la conturile de bani și relațiile să ducă cu organele oficiale din Parlament și Guvern, asta este foarte important, atunci cu timpul ei vor ceda. În caz contrar, e clar lucru că dacă vor avea ei susținere, noi nu o să înțelegem de ce. Asta e un lucru și spun că dispar documentele, să presupunem eu, din organele oficiale de stat sau organele de drept. Dar nu e o problemă. Ceea ce e legat de niște hârtii, da, or să dispară. Dar noi nu uităm că toate transferurile astea au fost făcute prin offshore-uri și ele sunt înregistrate. Și organizațiile care au făcut transferurile este ceea ce e legat de milionul respectiv sau miliardă. Totul este înregistrat. Totul este necesar numai procesual să documentăm, să demonstrăm, da, asta s-o durez o leacă de timp, dar asta este necesar. Și nu trebuie să ne temem noi că ei duc undeva documentele și dispare probele. Nu mai dispare nimic, totul rămâne în acolo unde se va fi posibil de restabilit. Da. Domnule Nantoi, vreau să ne spuneți, credeți că presiunea partenerilor internaționali pot contribui la soluționarea stării de lucruri de la Chișinău? Au un cuvânt, e greu de spus? În primul rând vreau să spun că cel care vrea să vadă, vede cum comunitatea internațională susține, recunoaște și susține univoc Parlamentul și Guvernul Maia Sandu. Deci asta este absolut clar. Și aceasta înseamnă că, pe lângă faptul că acest regim s-a plasat în afara legii, acest regim riscă să aibă probleme grave, reprezentanții acestui regim, și în plan internațional, până la sancțiuni personalizate, etc., etc. Prin urmare, deci, există această presiune în sensul celă că, deoarece noi suntem în Parlament și doamna Maia Sandu temporar tot e acolo, sarabanda de întrevederi cu diplomați străini, nu la Ministerul de Externe, clădirea unde stă, nu știu cine acolo, dar vin aici, la domnul Nicu Popescu, la doamna Maia Sandu, deoarece ei se află în dialog cu putere legitimă și discută care ar putea fi căile de depășire acestei situații dramatice și deci cum ar putea să ne ajute. Sigur că noi nu suntem cea mai importantă țară de pe glob și, de exemplu, România a întârziat, diplomatic vorbind, cu luarea unei atitudini tranșante față de ceea ce se întâmplă în Moldova
și rămâne pe conștiința domnului Teodor Meleșcaru, ceea ce a spus el ieri. Da? Și-a schimbat poziția. Da. Ministerul și-a schimbat. Da. Da. Ministerul, da, dar... Da. Corect. Da. Eu azi l-am introdus în biroul doamnei Maia Sandu pe domnul Krijanovski, reprezentantul special al Ucrainei, în problema Transnistrie, dar care de fapt a venit aici să se documenteze și noi lucrăm intensiv ca și Ucraina să ia o atitudine tranșantă și univocă față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Trebuie să le spunem lucrurilor pe nume, deoarece cine nu cunoaște despre relațiile strânse între domnul Plăhătniuc și domnul Poroșenco și nu numai între ei. Deci da. Sunt multe scheme despre care încă urmează să aflăm. Da? Deci așa că această rețea internațională de corupție creează probleme și în plan internațional. Dar este evident, regimul nu este recunoscut, regimul este într-o izolare totală și partenerii externi sunt gata să ne ajute, rămâne de văzut ce vor spune cetățenii. Domnule Năntoi, nu vă supărați, da, pe final de emisiune. Mai am o întrebare către dumneavoastră. Iată, din surse sigure știm că Partidul Democrat are permisiunea de a organiza anumite manifestații în Piața Marii Adunări Naționale până la data de 1 iulie. Acest lucru face parte din scenariul dânșilor de a mobiliza masele, de a încerca să protesteze? Eu vă rog frumos. Acum are soluție? Cu mobilizarea maselor. În ziua din 9 iunie s-a văzut clar că contra bani au fost aduși niște oameni care, irresponsabili din punct de vedere civic, care s-au lăsat aduși, manipulați și stăteau în piață neînțelegând ce se întâmplă și pentru ce sunt folosiți. De aceea, vă rog frumos să uităm, nu există niciun fel de susținere acestui regim în societate. Domnule Bedinski, punctul de vedere al dumneavoastră legat de acest lucru. Aceasta a fost, bine, nu este o permisiune, este o declarație care au făcut-o Partidul Democrat și poate să o facă oricare alt partid, dar a fost făcut pentru că ulterior, în caz dacă alte organizații politice vor încerca să facă aceste manifestații pe piața mai mare, noi să fie nevoiți să negocieze, respectiv să-și ceară voie de la Partidul Democrat ca să facă. Dar nu văd o problemă în caz sau ei așteaptă decizia curții de la Veneția și a PCE-ul ceva. Nu, evident, nu. Domnul Candu deja a declarat că noi suntem bândiți suverani, pe noi Comisia de la Veneția. Pe ei nu interesează absolut nimic. Bândiți suverani. Da, pe 22 iunie, mi se pare că Comisia de la Veneția. 21. Bine, oricum, indiferent ce dată va fi, era inițial 19 sau 20, bine, 21, nu are nicio importanță. Au depus ei această declarație, n-au depus. Eu, în locul lor, m-aș gândi foarte bine. Aș ști în Parlament, capul tăiat, sabia nu-l tai. Au venit, s-au căit, au predat toate puterile și atunci pot să încerce să primească poate careva, nu știu, circumstanțe atenuante în crimele care le-au comis ei. Domn Macovei, când pleacă în istorie PD-ul? Tranșant vă întreb. Eu sper că clar lucru că nu e de dorit ca să plece PD-ul sau alt partid politic din țara noastră. Deoarece, în istorie, ei au intrat pur și simplu într-un caz în istorie și asta este lucru documentat pentru istorie, dar eu sper că opinia mea personală că totuși ei vor pleca în timp de, eu presupunem și chiar într-un an și chiar jumătate de an, poate să fie și 3 luni, asta nu importă. Cel mai principal că ei să plece și să recunoască pierderea politică. Și inclusiv, cum spune domnul Lebedinski, ei trebuie să vii atunci când deja s-a declarat oficial Parlamentul și Guvernul, ei spun că ei vor să mai negociere. Da, negocierea ce până acum n-au avut timp 3 luni de zile să negocieze. Asta este problema. Adică noi încă o dată demonstrează că cineva declară că ministrul meu e ministrul de interne cu tare. Dar asta vorbește despre faptul că tu nu cunoști legislația, tu nu cunoști atribuțiile tale. Cum poate să fie că ei sunt membri a Parlamentului, recunoscuți, indiferent de fapt, 2 fracțiuni au făcut majoritate, ce este în opoziție, dar ei în Parlament. Și ei încearcă să spui că, da, noi, astea sunt conducătorii noștri. Asta este și inclusiv uzurparea de putere, este tot ce e legat din călcarea de la mare până la mic. Asta este situația.
Domnilor, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul Reflector Analitic și pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Stimați telespectatori, nu vă zic la revedere, vă îndemn ca să rămâneți alături de colegii noștri, alături de Accent TV.